Un incendiu masiv face ravagii în Portugalia. Vânturile puternice au făcut dificilă misiunea pompierilor din această regiune muntoasă din centrul țării, unde în 2017, din cauza acelorași calamități, au fost uciși aproximativ 100 de oameni. Locuitorii unor case din jurul orașului Massau au încercat toată ziua să-și protejeze casele cu tot ce aveau la îndemână, susținuți fiind avioane și peste 1000 de pompieri dislocați de autorități. Focul a parcurs deja peste 25 de kilometri, iar sute de localnici au fost nevoiți să-și ia lucrurile mai importante și să-și părăsească locuințele. Un presupus autor al incendiului a fost arestat de poliție. În aceste zone deluroase și foarte împădurite ale centrului Portugaliei, focul se răspândește rapid, în special prin plantațiile de eucalipt care se aprind foarte ușor.